Pentru început voi începe cu aceste marcare pastelate de la Stabilo. Eu am setul pastel și am și un intrus, o culoare mai străpungătoare, mai neon, dacă aș putea să-i spun. Asta o am de la o colegă pentru că știa că sunt nebunită de produse de Stabilo. Le am de peste un an în colecția mea de marcare și pot spune că sunt preferatele mele. După cum se vede la categoria marcărilor de la Faber-Castell, aici am mai multe, am și dubluri după cum se vede, pentru că am zis că în caz de rămân fără una din culori să am o rezervă, pentru că cel puțin culorile astea două le ador, dar pot spune că îmi place și acest verde turcoaz și la voi se vede altfel culoarea față de cum este în realitate. Le ador, nu prea mă dau pe spate după acestea Shiny Silver și Glamorous Gold. Ele ar trebui să fie scrupicioase. Auriu ăsta da, dar argintiu nu prea și pagina se face destul de urâtă pe spate de la ele. Iar acestea sunt cele fluorescente. Nu le-am testat să văd dacă sunt chiar fluorescente, dar voi face un test. Acestea sunt primele mele marcări evidențiatoare. Le găsiți în Jumbo Jumbo la un preț de 5 sau 6 lei. Sunt 4 culori. Sunt destul de aprinse culorile și da, le-am folosit destul de mult, dar de când am culorile de la Faber de la Stabilo nu prea le-am mai folosit, dar le ținem acolo pentru că niciodată nu știm când vom rămâne fără marcare. Cam de jumătate de an am adăugat în colecție și aceste marcare evidențiatoare de la Schneider. Le-am primit la colaborare. Pot spune că sunt destul de drăguțe. Nu prea mă dau în vânt după culorile așa mai neon. Dar pot să spun că îmi place foarte mult acest albastru, este foarte albastru. Și după acest roz, în rest, restul sunt culori de bază pe care le găsiți în orice set de marcări evidențiatoare. Aceste swing pull-uri de la Stabilo sunt perfecte dacă vrei să mergi cu ele la facultate sau la școală, pentru că îți încap numai bine în penar. Sunt aceleași culori ca cele de anterioare de la Stabilo. Doar că sunt varianta subțire de luat cu tine la școală, sunt superbe și da, le recomand oricui are ocazia să și le ia. Mai am și aceste milk linere comandate de pe AliExpress, a fost prima mea comandă de pe AliExpress, au un vârf bold și unul fine. Scriu destul de bine, mi-au venit în culorile cum erau pe site. Au peste un an de zile de când le-am în colecție și pot să spun că sunt ca și noi, deși le-am folosit foarte mult, cel puțin acest verde care, dacă îl pui pe foaie, seamănă cu un verde vintage, este superb. Și da, le-am folosit destul de mult pentru că sunt culori superbe și da, le recomand. Au fost cam 17 lei, dar dacă vă faceți cont și comandați pentru prima dată de pe AliExpress, este posibil să luați un voucher de 50% sau chiar de 100% pentru prima voastră comandă, nu știu exact, dar puteți intra pe aplicație și vedeți voi. În cazul acestor marcări sunt două seturi, un set din Lidl, pentru că se vede aici emblema de la United Office, și cele de la Pepco, pentru că ele n-au nimica. Am luat un set din Pepco, unul din Lidl, și unele culori nu prea mergeau, așa că am făcut un set combinat. Și am niște culori destul de drăguțe. Rozul ăsta, deși pare roz, el de fapt când îl pui pe foaie este un roșu foarte aprins, ceea ce mă enervează puțin, dar am și alte rozuri în colecție, deci nu mă plâng. Cred că cu toții cunoașteți aceste marcări de la Pic. Sunt foarte practice, culorile sunt foarte drăguțe, poți să-ți faci niște notițe foarte drăguțe și am și aceste două marcări, auriu și argintiu, care sunt foarte drăguțe, mai ales când îți organizezi agenda și vrei să faci teme așa mai fancy. Și da, recunosc că astea sunt puțin mai scumpicele față de acestea, dar le recomand. Probabil că vă întrebați, mai am multe? Da, le mai am și pe acestea, se găsesc în Jumbo Jumbo. Sunt o variantă mai subțirică a celor de la A+, și firma se numește Grasp Highlighter. Au un vârf subțire comparativ cu celelalte, sunt ușor de transportat, deci pentru cine vrea să ia niște marcări evidențiatoare la școală, liceu, facultate, acestea sunt potrivite. Vom trece la categoria cariocilor, acestea le am de la CTC Store, le am tot așa cam de aproximativ un an în colecție, știu, lipsește verdele, nu-l găsesc, dar știu sigur că nu mi s-a terminat. Au vârful tip brush pen,
o scrie mai caligrafic. Și da, pentru început eu zic că sunt foarte folositoare și utile. Și da, pentru scris notițe sunt perfecte. Cam toate sunt perfecte, dacă stați să vă gândiți. La categoria cariocilor am și aceste brush pen-uri luate din Lidl la astăvară. Îmi lipsește o culoare, iarăși nu știu unde îi. Era o culoare așa mai portocalii, cărămizii, mai o culoare vintage, dacă pot să-i spun așa. Sunt perfecte, au și vârf subțire de cariocă și au și vârful tip brush pen. Sunt perfecte pentru caligrafie, deci încă o variantă de marcare brush pen-uri pentru caligrafie. Pentru cine mi-a văzut primul filmuleț de genul colecția mea de marcări, știi, aceste cariocă, săracii îs mega extra vechi și încă funcționează perfect. Bine, am mai pierdut de-a lungul timpului câteva culori, dar sincer să fiu, le-am de prin clasa a noua și încă o duc. Eu sunt anul 3 de facultate, deci faceți voi calculul de câți ani sunt aceste cariocă, scriu foarte bine, încă le folosesc când îmi decorez agenda și da. Nu știu de unde sunt, știu că femeia le-a primit din Italia pentru fiul ei, dar cum știa că el le strică, i-au ales în de-a mie. El scrie Luxor Felt Pens, sunt cariocă normale, dar da, perfecte pentru desenat. Vedetele cele mai noi din colecția mea de marcări sunt aceste pensul linery primite de la cei de la Daco Mag. Cam așa sunt ele. Ei le numesc pensul linere. Au un capăt de fine liner, după cum se vede, dacă ar focaliza puțin. Dar nu vrea. Și un capăt tip brush pen. Față de celelalte, au vârful mai moale, deci e puțin mai maleabil. Poți să scrii caligrafic puțin mai ok față de celelalte, dar sunt super faini, culorile sunt absolut superbe și au așa o vibrație în ele, deci vă arăt poză și o să vedeți, o să vă lămuriți și voi cum sunt ele de fapt. Și le recomand, au și această carcasă unde le puteți transporta, mai le băgați în ghiozdanel, în gentuță, ce aveți voi și plecați la școală. Și ca să facem ușor transferul către pixuri, întâi vom începe cu finelinerele. Acestea sunt de la Stabilo, da, hai focalizează-o. Sunt de la Stabilo, sunt fineliner 0.88 cu vârf de 0.4. Din păcate îmi lipsește negru, nu știu pe unde l-am rătăcit, bineînțeles, dar sunt superbi, sunt ușor de transportat, iar eu în mare parte cu ele îmi decorez agenda pentru că, știți voi, bullet journal necesită și pixuri cu vârf subțire. Dar da, le recomand, sunt într-o varietate de culori, deci spor la cumpărături. Iar dacă finelinerele de la Stabilo vi se par scumpicele, vă recomand aceste fineliner din Jumbo Jumbo, de la Grasp Fineliner 0.04. Sunt o variantă a celor de la Stabilo, mai ieftină, au același vârf subțire, țin destul de mult, eu le-am din anul întâi, încă scriu, doar la mov i-am făcut eu vârful mai... Maker l-am făcut cumva dublu, dacă se vede acolo așa puțin, dar el îi scriu ca la început. Deci eu zic că dacă vreți să investiți în niște fineliner, 10 lei, astea sunt perfecte pentru voi. Tot la categoria fineliner le-am pe acestea de la A+ Liquidly Rollerball Pen. Le-am într-o grămadă de varietăți, de culori. Am negru, roșu și albastru, v-am spus că eu efectiv le ador. Au vârf de fineliner și scriu absolut superb. Eu negru în principal îl folosesc pentru bullet journal, iar albastru și roșu le folosesc pentru că se vede că am foarte multe din negru începute. Și încă am mai consumat din ele și mi-am mai luat niște seturi când am fost în geabă, mai am rezerve bune pentru că sunt superbe. Și da, eu vi le recomand, sunt destul de ieftini, 5 lei în set de 4. Deci eu zic că e o investiție destul de bună. Vă las pe voi să vă decideți. Trecem la pixuri colorate. Eu le-am pe acestea din Jumbo Jumbo de la A+, gel ink pen cu vârf de 0,8 mm. Dacă ar focaliza puțin ar fi superb, dar nu se dorește focalizarea. Da, nu vrea să-mi focalizeze. Nu vrea. Dar da, scriu neon, au un vârf destul de gros.
culmea și am rămas puțin surprins, pixul ăsta chiar curge pe foaie, adică îți curge mâna așa ușor. Da, uite cum e focalizată. Nu mă dea. Eu zic că e o investiție destul de bună, doar că pentru stângași nu-l recomand, pentru că o să pătați foarte mult foaia. Tot din Jumbo Jumbo am și aceste pixuri în culori metalice. Sunt pixuri cu gel și au și puțin sclipici prin ele. Eu zic că pentru niște notițe drăguții sau pentru cei care fac bullet journal, eu zic că sunt perfecte. Vede care sunt consumate mai mult și care nu. Dar da, eu zic că e o investiție bună și în astea. Mai departe vă prezint pixurile mele de la Smart Pen. Aceștia și-au deschis un site destul de recent, nu știu dacă au anul împlinit, dar ce este fain la pixurile lor este că au acest rezervor pentru gel dezinfectant, bine, eu nu mai am, doar vă demonstram așa. Au, doar că faza nașpa la ei că au rezerva la pix destul de mică, cam atâta e rezerva la ei. Au vârf destul de subțiri, cred că e de 0,4. Doar că norocul lor e că au și rezerve pentru ele, doar că trebuie să ai tot timpul rezerve la tine dacă ești student, un pic să nu știu dacă ți-ajunge o zi. Dar da, sunt foarte drăguți, au rezervor pentru dezinfectant și astea la fel. Iar ce e fain la pixurile astea pentru că e faptul că aici poți să spui telefonul. Cu asta poți să folosești telefon și da, e un suport de telefon. Mai ador și acest Uniball Air Micro, îl folosesc la bullet journal și efectiv zici că e stilou, scrie atât de lin, efectiv curgi cu el pe foaie. Mai este și acest pix de la Schneider, Slider Edge XB, și asta scrie destul de gros și curge, curge lin pe foaie. Și acest Uniball Eye Waterproof, nu știu dacă ăsta era sau mai aveam încă unul, dar scrie foarte genial și mi-e milă să-l consum pentru că scriu atât de frumos cu el că parcă nici n-ar vrea să-l consum, dacă știți ce vreau să zic. Am și câteva pixuri de la Stabilo, le-am de ceva timp, mă mir că încă nu s-au terminat, doar negru de la acelei Energel Liquid Gel Ink mi s-au terminat. Și nu mai am pe ăsta de la Pentel Energel, doar pe ăsta nu mai am. Culorile sunt foarte faine, le pot folosi și persoanele care stângace pentru că au o uscare destul de rapidă. Au un vârf de, stați să vă zic că poate suntem ce interesați de vârful fiecăruia. Ăsta e de 0,7 de la Metal Tip Pentel Energel Ink. Iar ăsta, da, și asta e tot de 0,7, deci ambele sunt de 0,7. Eu zic că e o investiție destul de bună, mai ales pentru persoane de stângaci, sunt perfecte. Mai departe trecem la noutățile din colecția mea. Sunt aceste pixuri, fineliner, creioane mecanici de la Daco Mag. Am și de la Milan. Acestea sunt niște fineliner cu vârf de 0,4. Ăsta scrie un albastru foarte deschis. Aceste pixuri care efectiv le ador, cel puțin am început albastru și pot să spun că o deveni pixul meu preferat. Am și acest Milan Combi Duo. Aici ai un vârf albastru, iar aici ai un vârf portocaliu. Ce să vă mai arăt? Ăsta e un pix albastru, ăsta e un pix cu verde, ăsta e un pix cu albastru, ăsta e un pix cu negru și cred că astea trei sunt creioane mecanici. Ăsta e un pix cu albastru și ăsta este un con fineliner de 0,4. Pentru că, de ce nu? Și pentru că aici nu am știu cum să le combin, am un stilou, da, mai scriu cu stilou uneori, am pixuri de la agendii luate din diverse magazine, am un pix cu puf, deși el nu merge, îl țin acolo că e foarte fancy. Mai am aceste pixuri cu radieri din Jumbo Jumbo, dar ce mă deranjează la el este că scriu întrerupt, nici măcar nu știu de ce le mai țin. Am tot așa un pix de la Universitatea din Bacău. Când eram eu a 12, venise cu pixul de genul. Avea și aici o chestie care pot să... Nu tu. Dacă vedeți treaba asta, e un burețel. Puteai să miști telefon, treaba asta, tot așa cu suport pentru telefon. Astea sunt niște pixuri cu sclipici. Am scăpat, le folosesc la bullet journal. Mai am un pix de acum foarte mulți ani de la Faber, care pot să spun că e preferatul meu. Doar că nu mi-am mai luat.
Am zis că să le termin pe astea. Mai am de la Pelican, de la Pensan, iarăși un pix de la Schneider, nu știu de pe unde l-am. Mai am acest fine liner de la V5 High Tech Point, nu știu de unde l-am. E de la Pilot. Ăsta e un pix de când am fost eu într-o tabără la Botoșani, am un pix Pelican, ăsta e un pix de la Agenda, ăsta e un pix de la Plaiaș și pixul meu preferat e pixul de la simularea de admiterii de la UMF Iași, dacă ar focaliza. E una din amintirile mele de la facultate, alături de, avem un marker cu care am bifat răspunsurile. Dar da, aici sunt foarte multe pixuri și asta nu e tot. Mai am niște seturi desfăcute, alea le țin pentru când s-o termina astea, dacă s-o termina. Și da, destul de multe, nu? Și cam acestea au fost toate pixurile, markerele, finelinerele, evidențiatoarele mele. A fost un clip destul de cerut, eu v-am făcut pe plac, acum sper să și placă. Dacă v-a plăcut, vă aștept cu un like, nu uitați de subscribe canalului, poate împărtășiți acest clip și cu alți iubitori de produse de scris și lăsați-mi în comentarii părerea voastră despre această colecție de pixuri și cu ce clipuri ați vrea să mai fac pentru canalul de YouTube. Până atunci, voi aveți grijă de voi și noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Bye!